întotdeauna când avem un eveniment important în viața noastră, alegem locuri cu care să-l asociem. Aceste locuri sunt fie cele care ne sunt familiare, fie cele care ne lasă fără cuvinte. Camelia nu s-a căsătorit, încă, dar dacă o va face, cu siguranță o va face într-un decor de poveste. Pentru ea însă, în această seară, povestea începe aici, la ea cu stil. Camelia? Considerând că vin după filmările pentru Dancing on Ice, sunt întreagă. Am venit la Camelia, sper să nu aibă un dezastru, un dressing, căci nu suport. Astăzi cu mine nu vă puteți înțelege. Astăzi nu vreau să văd decât lucruri frumoase. Ce fata că a venit Iulia, uite! O bestie roz. Bună, eu sunt Iulia. Bună, Camelia. Îmi pare bine să te cunosc. Haide. Și bestia? Cum se numește? Buffy. Buffy. Spaima vampirilor. Spaima vampirilor. Și a vecinilor. Ce faci, Buffy? Spaima vecinilor. Unde mergem? Arată-mi. Păi aici. Ok. O cameră mică cu un dressing mare. Mare. Mă numesc Camelia Mantu. Am 37 de ani. Sunt inspector resurse umane. Asta pentru ce să te gândești și vrei să faci o excursie pe lună, pe Marte? Te-a inspirat Elon Musk? Ce se întâmplă? Laica? De unde prietena mea, prietena mea, Bianca e de vină. Ea m-a cadosit cu așa ceva. Cine e Bianca? Bianca, prietena mea. Bianca, m-a cadosit cu o astfel de... Laica. Mai departe, să vedem. Nu că mai există și varianta alb-negru. Deci este ceva foarte elegant, așa, eleganțel. La ce-l porți? Adidas. Da. Cu jeans și o maletă. Măcar dacă îmi spuneai că porți ceva mai creativ puțin, la o rochie din tweed, care să... Bună idee! O să țin... Lungă, cu gât, crăpată, Adidas. Și o pereche de ochelari oversized. De asta a trebuit să vii la mine, vezi? Da. Eh, uite! Încep să înțeleg ce caut aici. Chiar și în viața mea. Sunt o persoană deschisă, sunt o persoană directă. Pot să spun că schimb cuvinte cu cine merită. Am toată admirația pentru cine merită și totodată ofer tot dezgustul pentru cine o cere. Mai jos, ce se întâmplă? Asta e tot ce vrei să mai zic. Astea, ce sunt? Niște haine. Ce sunt astea? Niște pufoși. Ia uite. Asta o pufoșenie. Uite. Seamănă cu câinele tău, haina asta. E din iepure. Iepuraș. Da. Ai auzit, Cristina? Săraca Geta. Dumnezeu să o odihnească. Tu nu știi cine e Geta, nu? Geta era iepurașul Cristinei, asistenta mea. Da. Pare rău. A avut un accident nefericit. Asta îmi place. Te rog, Vulpea, vorbește. Altceva. Hai să-ți arăt aici. Ia să vedem. Aici am... Sunt chiar mai multe pufoaice. Deci chiar mai multe pufoaice. Ale băiatului. Aici. Nu, am scăpat de data asta. Da. Aici sunt ale băiatului. Doamne ferește. Că spațiul nu... Ok, altceva, ce mai are? Aici, la mine, jeans. Da, bani, uite, bani. Păi nu avem noi bani, ia uite. Așa. De la mine pentru voi. Bun, ce mai avem? Nu, no, este ceva drăguț de tot asta. Dorm cu ele în brațe, zi sincer. Ce faci cu ele? Unde le pui? De multe ori le aveam acolo la pat. Când mă simt, pe care o țin în când brațe, mă simt singură, așa. Mi-aduc și eu aminte de copilărie. Fetița din mine nu a murit. Da, de eu ce? Sunt o fetiță așa mai... Și ce perne foarte urțele. Da?
Bine, o să le dau cadou și pe astea, dar bine, le dau cadou. Nu știu ce te face cu ele, sincer. Să le dau cadou! Să le dai asta, da. Altceva, bun. Hai, arată-mi, că mă ia durerea de cap, nebunesc. Îmi place să călătoresc. Îmi place să gătesc. Ador să fac sport. Și foarte mult îmi place să citesc. Autorul meu preferat este Kevin Dutton. Citesc cu drag cărțile lui. Mai jos, ce există? Ce există? Uite ce există! Dacă fetițele cu fundițe... Mă, ce aveți, mă, cu bufnițele astea? Este ceva sinistru. Ați auzit voi că simbolul înțelepciunii sau care treabă? Păi și de ce ai vrea asta? Știi cum este? Îți pui un tricou cu bufnițe, ca și când te duce pe așa. La revedere! Iulia, te rog, te rog, mai acordă-mă o șansă, te rog, te rog! Spun, nu știu, da. De când te aștept și deci așa de... Deci cu bufnița pe tricou este ca atunci când vă duceți la plajă. Așa? Și vă luați carte, nimeni nu citește la soare. Mă, deci nu există așa ceva, dacă Kevin vreți... Kevin Dutton, am cartea mea, mă duc și o citesc. Am fost singură cu cartea la piscină când m-am mutat aici, că nu aveam cu cine să mă duc. I rest my case. Hai să vedem mai jos. Așa... Ceva faită. O stăriță. Da. Uite aici, ce rochiță. Asta doar am cumpărat-o, doar. Nu am probată. Și uite, de la foarte fetițe, bine, de 170. Așa mi-a plăcut. Dar am tu ai multe haine pentru copii, așa? Îți vin în general haine pentru copii? Da, mă îmbrac de la copii. De ce? Așa, când vreau și eu să mă simt mai... mai zurli, măi. Da, cu aerul condiționat cum stăm, bine? Da, e bine, da. Văd da, că da, e curent aici. E curent, ce da. Fără, aceste gene atât de lungi, care e viața lor? De ce sunt în viața noastră? Ai, mă, Iulia. Bine, hai să continuăm. Hai, mai departe, ce avem? Mai departe scrie în carte, te rog. Arată-mi ceva roz, uite acolo, roz, ceva roz. Nu, stai. Când îl porți și din ce cauză? Are glugă, nu? Are și glugă. Păi vine vântul, ploaie, acum în primăvară a venit iarna, trebuie să ne înfofolim, că ne este frig. E destul de retro looking așa. Cu ce-l porți? Cu... sandale roz. Nu, cu o vestă. Cu o vestă? Cu o vestă deasupra l-am purtat și cu Adidas. Cu o vestă și cu Adidas, serios? Mhm. Nimic nu fac și eu bine, mă, Iulia, ceva okay, bun, mai departe, ceva frumos. Hai, arată-mi ceva. Hai să-ți arată o bluză. Vai de bluza capul asta, am fost cu ea la Revelion. Acum când? 3 ani de acum zile. Acum 3 ani. Hai, dragă, și eram cea mai trendy, cea mai... Flendy. Mulți știu, puțin cunosc. Așa e adevărat. Și când apare o bluză din asta așa, acolo, la mine... Le-ai scos dinții, le-ai rupt gura. Dar ce crezi că am fost cea mai de Revelion, cea mai cochetă și aranjată? Și jos și ai avut, deși mi-e frică să întreb. Și colanți, în general, colanți? Nu. Și am avut părul buclat așa, lung și... Te rog, te rog, te rog, te rog! Nu! Te rog! Nu! Te rog! Nu! Hai, zic că trebuie să mai găsim ceva, mai găsim, mai căutăm, haide! Scoate pantofii. Cred că Iulia o să-mi facă o ținută, o să-mi creeze o ținută după, ținând cont de personalitatea mea, de caracterul meu și compusă din mai multe piese vestimentare, având în vedere că mie îmi plac și accesoriile, cred că tărie că o să țină cont de părerile mele și ceea ce doresc. Bun, nu mai doresc să mai arăt nimic, deci efectiv totuși, este unul din acest... o șansă. Să mai dau o singură șansă, una. Hai, suie-te în ceruri și coboară pe o rază. Nu ceapă, blând, hai. Te rog, coboară și blând și bând și făcând ce vrei tu, numai coboară cu ceva frumos. Eu nu țin cont de păreri. Pentru mine nu contează părerea nimănui. Fac doar ceea ce consider că e bine pentru mine și mă face să mă simt cu mult mai bine, să-mi dea un vibe bun. Adică sunt momentele acelea, să nu pară că sunt puțin deplasată, dar atunci când vorbesc eu cu mine despre mine, să ne înțelegem perfect. Vai de cizma lui Mamaia! Ce Dumnezeu! Păi sunt primite de la o prietenă mai care nu te în place. Vârstă. Sunt sigură că nu te place deloc, adică... Andrei, uite acolo. Stiletul am. Sari. Triplu sal. Au, mami, urcă-te pe ăla și vezi, nu știu. În patinaj. Cam și de la
Păi, transparenți cu ștrasuri nu-i găsesc eu, stiletore. Transparenți și cu ștrasuri. Am mie și din aia transparenți. Astea nu, că sunt de la Bianca, dă-le. Bianca, prezenta care îți face cadouri te? Da. Sara. Astea nu, că sunt de la mami. Ia, ce cadouri îți face maică-ta aia? Ia, nu că vreau să văd. Mulțumesc. Ia să vedem. Bine. De la mama ta? Da. Nu cred în chestia că haina îl face pe om. Omul, pur și simplu, prin caracterul și personalitatea lui, dă viață hainelor. Atât ca ceva ce ar purta ea, adică e ok. Câți ani are mama ta? Oh, adică 60. Adică, da, 60, da. Să știi că arată ok. Dar nu le-am purtat. Și că sunt făcuți? Sunt primiți acolo. Să știi că... față de ce ai tu, e mai bine. Da? Da. Andrei, mami, uite, cutie, mai urcă-te la cutie. Lasă copilul în pace, nu mai. Gata, nu mai exploatăm oameni aici. O șansă, nu mai există nicio șansă, nimic. Sunt transparent și frumos, stiletto. Ține-mă de mână, este unul dintre acele momente. Ia. Mă bucur foarte mult că sunt în viața ta. Nu la fel de mult cum te bucur tu, bineînțeles. Da, o să mă bucur pe viitor eu. O să te bucuri foarte mult. O să te bucuri foarte mult după Rivir. Da. Da, abia aștept. Ești pregătită? Am încredere că o să-mi creezi o ținută adecvată personalității, caracterului meu și să fie ceva nou, nu reconstitui sau din ce, că vezi fi, bine că n-ai ia avea din ce. Chiar n-am. Adică chiar n-aș avea din ce, dar așa, și alte doleanțe, cum ai crede tu că, cum ai vrea tu să fie? Eu cred așa. Că o să fie, când o să mergem la hairstylist, o nuanță să se apropie de nuanța mea naturală. Așa. Să fiu așa, mai pe natural puțin, da, cât se poate. Așa. Și am încredere de plină că o să-ți faci treaba. Da. Mă las pe mâinile tale cu încredere. Cred că nu o să mă tunzi, că am investit în păr, în creșterea și nu o să fiu tunsă. Nu! Am investit în creșterea și nu, regenerare. Nu, că nu te tunzi și... la chelia, ești ok. Părul se regenerează de la vârfuri, se regenerează de la rădăcină. Bine, părul fiind mort, este foarte greu de a stabili exact. Nu. Fă-mă să te iubesc, Iulia. Mă vei iubi la sfârșit. Da? Da. Am încredere. Așa, bine. Da, am plecat. Mă duc să... Unde? Nu, am nu, nevoie nu, de nu, două nu. Minute de pace totală ca să-mi realiniez chakrele. Te-am lăsat, ai grijă de tine, ne vedem. Am nevoie. Așteptați-mă să merg. Ce a fost? Nu, de ce? Am nevoie de susținere.